Bună ziua! Bună ziua! Pentru început aș dori să vă întreb cum ați aflat de ansamblul rezidențial Good Residence? În perioada 2014 eram în căutare de casă în zona Bucureștiului și din vorbă în vorbă, din căutări pe internet, am ajuns să facem și o vizită la cei de la Good Residence. Și ușurel, ușurel am ajuns și am cumpărat și o casă în ansamblu. Și ce v-a atras cel mai mult la locuința pe care ați ales-o? Locația, condițiile? A fost și locația. În ansamblul meu Good Morning 1 e aproape de pădure și au apărut și oameni serioși la primele două, trei întâlniri. Și ați putea să detaliați un pic colaborarea pe care ați avut-o cu echipa Good Residence? Da, mai ales că la casa noastră a fost o perioadă destul de lungă de dezvoltare. Am avut foarte multe modificări, a fost o casă mai customizată și nu zic că s-au mușcat lucrurile greu, sau așa a fost natura dezvoltării și totul a ieșit până la urmă cum mi-am dorit în modificările casei. Și ce ați putea să ne spuneți, având în vedere că după o zi de muncă, acum vă întoarceți acasă? Având în vedere că tocmai am cumpărat-o de 2-3 zile și deja în ultimele luni mi-am aranjat grădina și am roșii aproape deja, este foarte odihnitor să mai trag câte o fugă după servici, chiar dacă după aceea trebuie să mă întorc în București. E foarte bine să ajungi acolo și să te ocupi un pic de grădină și te meșterit prin casă, să zicem. Cu vecinii ați reușit să vă cunoașteți, să vă împrieteniți chiar? Da, am, să zicem, doi vecini pe care îi cunosc foarte, foarte bine pentru vecini, mai ales că avem și o comunitate pe Facebook, Good Residence Community, prin care ne-a legat Robert să păstrăm legătura unii cu alții. Și așa și din întâlnirile pe stradă am reușit să țin legătura cu două persoane din ansamblu momentan. Mulțumim mult! Mersi, la fel!